Salutare și bine te-am găsit la Zodiacul lunii mai. Eu sunt Amos și sunt aici pentru a spune care sunt cele mai importante evenimente ce te pot aștepta în următoarea perioadă. Așa că te invit să rămâi alături de mine. Această citire este pentru toți cei care au soarele, luna sau ascendentul în Zodia Pești. Bineînțeles că te poți uita și tu, cel care poate dorești să afli mai multe mesaje legate de cineva din această zodie. Dacă vrei să afli mesajele suplimentare pentru zodia ta, te invit să te alături canalului meu de membri. Tot acolo o să găsești o comunitate extraordinar de frumoasă și vei putea beneficia de reducere pentru toate produsele marca Amos pe care le vei cumpăra de pe cutia magului.ro. Astfel că la fiecare comandă pe care o vei face, vei primi cu ajutorul unui cupon de reducere, unui cod, vei primi acea reducere. Așa că te invit să te alături canalului meu de membri, vei descoperi tot acolo foarte multe clipuri ce ar putea să reprezinte chiar un interes foarte mare pentru tine. Am fost foarte des întrebat, iarăși, în ultima perioadă, despre cursul de inițiere în arta tarotului, așa că revin și de această dată cu informații. Da, mai sunt locuri, vă mai puteți înscrie până pe data de 1 iunie 2023, iar pe data de 5 iunie 2023 va începe cursul. Dacă tu crezi că pot fi profesorul tău, dacă tu crezi și consideri că pot fi mentorul tău pe acest drum, te aștept cu foarte mare drag în cadrul școlii Amos Spiritual School. Tot ce trebuie să faci este să intri pe site-ul oficial amostarot.ro. La secțiunea înscriere curs vei putea completa formularul, acolo găsești toate informațiile de care ai nevoie. Bun, dragii mei pești, haideți să vedem ce vă rezervă cărțile de tarot în următoarea perioadă. Vom începe cu un mesaj al îngerilor. Uite că spiritul deja a extras mesajul pentru tine. Mesajul este acesta: a dărui și a primi. Întregul univers funcționează în cicluri similare inspirațiilor și expirațiilor tale. Când doar expiri, dăruiești, sau doar inspiri, primești. Ieși din ritmul universului. Pentru sănătate, energie și împlinire optimă, echilibrează fiecare inspirație din viață cu o expirație. Dragul meu pește, ai nevoie de echilibru în această perioadă. Iată. Îngerii asta îți transmit practic, da? Dar ce mai simt aici este că te gândești foarte puternic la lucrurile pe care tu le-ai oferit, lucrurile pe care tu le-ai dat celorlalți și dacă, sau în ce raport, de exemplu, s-au întors acele lucruri, evenimente către tine, da? Există un raport aici pe care tu ți-l faci foarte drastic și foarte subliminal. Care este timpul pe care îl dedic celorlalți? Care este motivația care mă face să merg mai departe? Cine sunt oamenii de pe lângă mine? Cine sunt eu? Ce vreau eu să fac mai departe, da? Este ca și cum încerci să găsești acel raport sănătos pentru tine. Simt să-ți mai extrag, să știi, un mesaj al îngerilor. Sper că nu te superi. Cu siguranță nu. Binecuvântări travestite. Wow! Foarte frumos pentru tine, dragul meu pește. Ceea ce pare să fie o problemă este de fapt o parte din răspunsul la rugăciunea ta. Vei înțelege motivele din culisele situației tale actuale în timp ce totul se rezolvă. Ai încredere în protecția și infinita înțelepciune din ceruri pentru a primi cel mai potrivit răspuns la rugăciunea ta. Dragul meu pește, treci printr-o situație foarte frumoasă care să știi că poate părea inițial o problemă. Poate părea ceva foarte greu de dus. Dar ce să vezi, în spatele acestei situații există de fapt o binecuvântare. Așa că gândește-te foarte, foarte bine la ce ai de făcut. Pentru că de fapt nu este o problemă. Și mai ales cred că s-ar putea să fie ceva ce voi intuitiv a cerut universului. Doar că, bineînțeles, nu vine sub forma la care voi v-ați așteptat. Hai să vedem ce spun și cărțile de tarot. Voi folosi de data aceasta The Wizard Tarot.
Voi extrage 3 cărți pentru trecut, 3 cărți pentru prezent și 3 pentru viitor. O să te rog să fii foarte atent la amestecarea cărților. Și avem cartea significatoare în poziția ta. O să spun și ce reprezintă mai târziu. Spiritul mă anunță că trebuie să încetez. Bun. Iar cartea de la baza pachetului, 8 de spade, energia generală a citirii tale. Însă nu voi începe cu această carte, dragul meu pește, ci voi începe cu cartea significatoare a sufletului tău. Avem acest 6 de băte. O să spun de fapt ce reprezintă această carte și de ce a ieșit ea. Această carte reprezintă dorința sufletului tău. Ce vrea sufletul tău de la tine în acest moment? Asta înseamnă că tu îți dorești cu orice preț să ieși învingător din toată treaba asta. Vezi, din toată această problemă despre care îngerii ți-au spus mai devreme. Dar nu este decât o binecuvântare tot ceea ce ți se întâmplă. Desigur, această situație poate să fie acum în prezentul tău, poate a trecut, da? Sau poate să vină. Dar un 6 de băte vorbește în primul rând despre reorientare profesională, dacă îmi permit să-ți spun așa, vorbește despre faptul că vrei să cucerești un nou teritoriu, vrei să cucerești ceva, vrei să faci ceva în sensul ăsta, poate să fie vorba chiar și despre activitatea online, da? Mult, mult mai intensă. Sufletul tău își dorește să fie văzut. Ești într-un moment al vieții în care vrei să apari, vrei să fii văzut, vrei să fii auzit, vrei să-ți expui punctul de vedere. Și mai mult decât atât, Vestul este o carte care totuși vine după anumite lupte, după anumite constrângeri, după anumite etape. Cărțile din trecutul tău apropiat. Avem Marea Preoteasă, avem Pajul de Bâte și 2 de Bâte. Iată, această inițiativă, da, acest proces pe care tu l-ai început, să spunem, deja din, mi se transmite, ianuarie-februarie 2022, oportunități foarte frumoase, la fel dedicat foarte mult către zona de online, poate, și foarte multă spiritualitate mai simt aici, pentru că ai Arcana Majoră, Marea Preoteasă, care vorbește și despre secrete. Bun, și atunci, având în vedere că vorbim despre această energie din trecutul tău apropiat, ce înseamnă asta? Înseamnă că tu ai vrut să-ți expui din cunoașterea ta, să dai celorlalți, ai încercat să-ți faci un public, să-ți faci un target, să-ți faci o analiză a interiorului tău. Ce pot eu să dau, ce pot eu să ofer? Da? Marea Preoteasă este o carte a cunoașterii secrete. Este o carte a secretelor. Deci, cui dau? Ce fac cu toate aceste lucruri pe care le știu, cu toate aceste secrete pe care le dobândesc? Da? În prezentul tău avem 9 de monede, cavalerul de monede și 6 de monede. Deci lucrezi intens la această independență financiară, să știi, aștepți o finanțare sau te gândești la această finanțare, iar în momentul de față, din punct de vedere profesional, ai tu ceva rezerve acolo, probabil. Nu știu, ori vis-a-vis de o persoană, ori vis-a-vis de o idee, ori poate să fie o ușoară abatere sau oboseală în ceea ce faci. Sunt foarte multe lucruri de specificat atâta timp cât este o etalare generală. Cavalerul de monede, să știi că îmi arată în prezentul tău faptul că lucrezi la un proiect nou sau la o idee nouă sau vorbim despre o organizare care să-ți aducă un venit substanțial, da? Dar
E ceva legat de o sponsorizare, de o finanțare, de o investiție pentru unii dintre voi, da? Și tocmai ca acea investiție încă o analizați, da? Iată, aceste două cărți mie asta îmi spun. Încă analizezi această investiție, dacă s-o faci, dacă merită, dacă este spre binele tău și spre sănătatea ta morală, da? Iar viitorul tău apropiat, avem acest 10 de spade, împăratul și 9 de monede. Bun, aici vorbim despre o situație ce poate apărea până la jumătatea acestui an, legată de un business pe care tu îl ai, despre starea ta, despre independența ta. Este ca și cum cineva ori atentează la această independența ta financiară, ori spune lucruri despre tine care nu sunt adevărate. Poate să existe chiar și o trădare, poate să existe o ceartă, poate să existe o întrerupere a activității aici. Da? De ce? Pentru că simți cumva să faci lucrurile altfel. Împăratul arată o nouă organizare practică a activității tale și mai ales din punct de vedere logistic și din punct de vedere juridic. Da? Pentru că este o arcană ce vorbește foarte mult despre instituții, poate instituții publice, poate va trebui să faci diferite formalități, mai ales dacă vrei să pui mâna pe acea investiție. Sunt foarte multe formalități de depus. Da? Se schimbă ceva aici la tine, însă cu această carte poate să fie, să știi, într-un viitor apropiat, să dobândești într-adevăr această independență financiară. Da? După foarte, foarte multe lupte pe care tu le-ai dus pentru a fi așa. Multă muncă. Cartea de la baza pachetului, acest 8 de spade, arată foarte multă introspecție, foarte multe gânduri. Lasă-mă să-ți spun că exact asta simt în poziția ta. Foarte multe gânduri. O să extrag totuși o clarificare pentru această carte. Tot încerci să găsești idei, oportunități, soluții. Te simți tu legat de ceva aici. Nu reușești să scapi de o legătură. Sau nu știi de unde să începi. Deși a trecut foarte mult timp de când tu faci asta. Asul de cupe. O relație poate să fie pentru dintre voi care vă blochează această intuiție, această conexiune care este foarte, foarte importantă pentru voi. Da? O relație care nu știți ce să faceți cu ea. Nu știți încotro să mergeți cu această relație. Pentru că din punctul vostru de vedere vă blochează drumul spre această împlinire, spre această independență financiară, vă ține pe loc. Dragii mei pești, se întâmplă multe lucruri la voi, însă aș vrea să înțelegeți din toate acestea că este vorba despre binecuvântări travestite, așa cum o numesc îngerii, da? Vei fi victorios, dar cred că ar trebui să schimbi puțin tactica, metodologia, organizarea, ceva aici în zona asta ca să poți într-adevăr să ai succesul pe care tu ți-l dorești. Foarte mare grijă la oamenii pe care ți-i alegi, cu cine vrei să lucrezi și vor fi câteva drumuri de făcut pentru a pune mâna pe acea investiție sau pentru a rezolva anumite probleme legate de acte. Cam acestea au fost mesajele mele pentru voi. Vă mulțumesc enorm de mult pentru faptul că mi-ați fost alături. Dacă doriți o consultație privată, tot ce trebuie să faceți este să intrați pe site-ul oficial amostarot.ro sau în descrierea clipului de jos veți găsi și numărul de contact. Până data viitoare vă doresc toate cele bune și nu uitați să aveți foarte mare grijă de voi.